În urmă cu 9 luni, la propunerea voalată administratorului judiciar de la Cetgovora, Remus Borza, și cu votul tuturor consilierilor județeni, avocatul Mihai Mihalache a fost numit administrator special. Între timp, majoritatea din Consiliul Județean și-a schimbat preferința politică și l-a revocat din funcție pe fostul liberal, invocând faptul că n-a trimis lunar raport de activitate, motiv pentru care n-a primit niciun ban. În replică, Mihai Mihalache a demonstrat că a transmis 3 rapoarte, dar niciunul nu a fost avizat de către președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu. Am citit procesul pe care l-a citit de trecut, am constatat că domnul Întrebrețean Persu a spus că nu am depus rapoarte lunare, nu cu total neadevărat, și acestea sunt depuse lunar, înregistrate la legislatura Consiliului Județean. De asemenea, domnul Mihăilescu, la fel, a spus că nu a avut cunoștință de rapoarte și de activitatea depusă. Iar, într-o altă intervenție, a spus că, analizând rapoartele depuse, societatea nu este în funcționare de deficit. Acolo am spus că am citit raportul pe care l-ați transmis dumneavoastră la 9 luni. Acela a fost raportul la care am făcut referire. Informația că nu a trecut rapoartele lunare, am primit-o de la aparatul de specialitate al Consiliului Județean, care mi-a comunicat că nu a trecut decât un singur raport, care nici acela nu a îndeplinit condiția cerută de lege, drept pentru care indemnizația stabilită dumneavoastră nu a fost plătită niciodată de când ați fost numit administrator special la Cetgovora. Intervenția mea a avut nuanța următoare. Aveam nevoie de date și elemente ca reprezentant al Consiliului Județean numit la CET, pentru a vedea. Deci dacă ați înțeles acest lucru, ați înțeles greșit. Noi aveam nevoie de date și elemente asupra evoluției societății, pentru că interesul nostru al Consiliului Județean și al tuturor este ca CET Cobra să se... Domnul Mihalache, vă aflați la Consiliul Județean Vâlcea. Vă rog, noi v-am respectat și v-am ascultat. Vă rog să nu întrerupeți consilierii județeni. Respectuos vă adresez această solicitare. Revocarea din funcție a fost supusă la vot, numai că liberalii s-au îndoit de corectitudinea rezultatului, motiv pentru care au solicitat un reprezentant în comisie. Cum cererea le-a fost respinsă, grupul de consilieri s-a retras de la ședință. Este dreptul și decizia dumneavoastră să acționați cum credeți. Ordinea de zi a fost aprobată prin majoritatea consilierilor prezenți, doamnelor și domnilor, colegi consilieri județeni. Înțeleg că domnii și doamnele consilieri județeni liberali părăsesc sala. În final, cu votul celor 20 de consilieri județeni de la PSD, ALDE și PER, revocarea a devenit realitate, iar următoarea propunere l-a vizat pe Ștefan Prală, ales cu același număr de voturi. În final, proaspătul administrator special a avut o primă intervenție. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru vederea formată. Să mă bucur. Îmi doream foarte mult, toată viața, mi-am dorit să-mi depășesc condiții. Oriunde am fost. Din păcate, m-am implicat prea mult în politică și nimeni n-a văzut ce-am făcut eu în viața mea profesională. N-am să vin lună de lună în fața președintelui Consiliului Județean să-i spun modul cum am politizat CET-ul. Pentru că n-am făcut. În această dimineață mi-am dat demisia membru al Partidului Național Liberal. N-am să comentez în niciun fel, decât atât. Nu fac politică niciunui partid. Mă duc acolo să reprezint Consiliul Județean, cunoscând interesele Consiliului Județean, cunoscând problemele CET-ului Govora și străduindu-mă prin experiența care am acumulat-o de-a lungul vieții, să fac tot ce mă pricep în interesul Consiliului Județean Vâlcea pentru revitalizarea CET-ului. Dacă Mihai Mihalache n-a primit niciun leu de la Cetgovora, consilierii județeni rămași în sală s-au asigurat prin inserare în textul hotărârii că indemnizația noului administrator special este aceeași cu cea a vicepreședintelui Consiliului Județean.